cum stai, señorita? E clar. Dar tu vrei să semeni cu Maluma. Nu, Maluma vrea să însemne semene cu mine. Cu tine, da, normal. Este da, așa. Am o curiozitate. Ți-ai tăiat sânii? Nu, nu m-a tăiat. Nu am tetele acum, da. Nu am tetele, dar mi-l-a făcut. Ce, tetele. 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 Tetele, tetele. Dar poți să-ți iei sânii, că... Sânii. Nu, așa. Nu am. Uite că toată bărbata are un pic, dar eu acum m-a făcut lipopilație. Nu m-a tăiat nimic. N-ai tăiat? Nimic. Nimic. Doar a făcut lipoaspirație. Deci el e mă, Maluma. Deci tu ești Maluma adevărat? Nu, nu, el vrea să arate cu mine. Ca tine, da, ca mine, da. Eu credeam că tu îți doresc să fii ca Lino. Vreau să-mi iau un pan amera ca J Balvin. El a făcut treaba bună pentru că a slăvit așa cu forța cu la sala. Dar eu m-a plistisit de asta, aduc la sala, nu pot să-l las mâncare tot. Mâncare l-a lăsat acum, da? Dar azi, nu e greu să scot grasimea aici de la vârtă, mă mai bine fac o lipoaspirație. Vreau să-ți spun mulțumesc pentru Gabriel Masilu că mi-a făcut o operație foarte bună. Ricci, dar nu vrei să-mi așezăm... Nu, vreau să crezi mai mult acum, vreau să... Lasă că știu alte variante. Deci ce ai făcut tu? Tetele? Nu, nu m-am făcut tetele. Acum nu am vândut toate sutienele care le-am avut acasă. Nu mai. Adică tu aveai nevoie de sutien după ce ai slăbit? Nu, da, am glumit, nu. Nu. Ce mănime purtai? Ce cupă? Că poate te ajută. Nu, nu. Domnișoară, nu, domnișoară, e bine, uite, să mi le dai mie, te rog. Da, vrei? Da. Cred că le-am aici la frigider acolo. Dacă la frigider le ții? Da, la tine, dacă vrei. Poți să vii la mine acasă să nu răcesc. Da. Ricci, lasă fetele. Atenție, focus pe mine. Tu prima oară ai slăbit și după aia ai făcut nu intervenția la sâni? Nu. Sau? Nu, m-a făcut liposculptura la vârtă. Liposculptură? La vârtă doar. Așa. La vârtă m-a născut 3 kg doar de vârtă de grasime. Mâine? Nu, 3 kg m-a născut. 3 kg ai scos până acum? Da. De la vârtă, nu, când m-am operat. M-am făcut 3 kg, m-a născut. Dureros? Nimic. Am fost frică de anestezie. Am fost frică de asta, așa. De ce? Dacă mi-e dor și nu mai mă dresez. Anestezia. Anestezia, da, anestezia. Nu anestezia, că anestezia. Anestezia. Anestezia a fost una o ex prieten, atunci nu mă gândesc mereu în ea, atunci se va veni. Ești și... foarte simpatic. Mulțumesc. Și m-am gândit că mi-e dor și nu mai mă dresez. Eu ce fac după 3 copii singuri, o soție acasă, fără ai mine? Ai 3 copii? Da, 3 copii am. Nu am TV acasă de asta. Și te-a luat acum, după 3 copii și cu soția acasă, te-a luat să devii tu Maluma? Da, nu. Nu, serios, că cine nu vrea să arată așa? E un bărbat cu corpul bun, dar el muncesc pentru asta... fiecare zi. Dar aici cine poate să facă o corp așa bun în România că acea este mâncare bun, azi m-a îngrașat 15 kg, doar la vara. De când ai venit în România? Da, ai la vara, de la vara până acum, 15. Dar ce ai făcut, mă? Ce ai mâncat, mă? Ciorbă de burtă am mâncat fiecare zi, am mâncat dar micii. Cum ciorbă de burtă da, fiecare zi? De dimineața, ora 3, ora 8. Am mâncat, mâncarea aici e foarte bună. Înseamnă foarte mult cu Latinoamerica. De asta mi-e place foarte Chile. În Chile? Chile. Păi Chile e una dintre țările în care se mâncă cel mai bine pe planeta da, asta. Da, Chile, Peru are cel mai bun mâncare acolo. Da, Peru și Chile sunt... Da, dar... Grave de tot mâncare. General sunt tot, fiecare țară are... Păi și acolo nu te-ai îngrășat din... Nu, nimic. Nu? Nimic. Cred că aici se face mâncare cu un altceva, nu știu. Dar ți-ți cu moștar, cu ce... Mici, acum nu mă numesc Ricci, mă numesc... Mici. Mici, nu Ricci Bi. Bun asta. Nu e foarte bun așa. Ai tăiat toată mâncarea, nu? Da, nu, acum mănânc așa ușor ce, așa. Ce mănânci? Pui doar cu apă așa. Pui cu apă? Da. Dar nu le pun la cuptor. Cum se la cuptor? Da, la cuptor așa. E salată, vrenză. Brânză. Da, așa mai ușor. Tomat. Tomat. Ouă. Și e bine? Adică... Da, e bine. Câte chile ai dat jos? 8 până acum. 2 săptămâni. Tot cu lipo... Da, 2 săptămâni. 5 kg e cu lipo. E bine? E bine, foarte bine. Mă simt mai ușor. Mă simt bine. Așa ai început și mai... lucrul la sală? Da, și... nu a fost la sală până acum. Mai trebuie să... Săptămâna viitoare pot. Ok. Pentru că doar am 2 săptămâni de recuperare, okay. De trebuie. Îmi zici după pauză dacă îți mai tai ceva, dacă mai nu m-a tăiat nimic până acum și nu mă gândesc. Da, nimic. Nu, nimic. Deci să nu plângă copiii acasă.
Soția n-a intrat la bănuiel? Cum? Soția n-a intrat la bănuiel, că soțiile când se îngrașă bărbații zic, e bine, da. Nu, nu. Când slăbesc atunci, hopa, ți-ai găsit pe cineva. No, da, așa se spune mereu, da. Ne întoarcem după pauză, să vedem care mai vorbim după, da, normal.